Ați fost în Coreea? N-am ajuns. Eu am fost. A depins de resursele mele și... În 87. Da. Vreau să mă duc probabil la anul viitor, că am niște planuri. Să văd și eu. Drum bun. Depinde acum fiecare cum interpretează. Asta ce ați fost cântei acum?
Ce să spun, noi avem 11 ani deja. Câți membri au? Cei mai important acolo este că edităm revista Scânteia. Când putem, maxim 3 luni odată, am fost și pe la câte lună, resursele minime pe care le avem. De unde faceți rost? Păi, totul este voluntariat și voluntari sunt. Și mai bine, ca tot ce e acolo, eu fac tot. Redactez, timpul redactez, doar tipografia. E pe bani. Eu le dau tipografia pe mail, le trimit materialul și de câte ori fac la că nu am imprimat. Dar în ție mă apare imprimant. Asta pentru ca să facem niște lucruri pe care partidul nu poate să facă, nu sunt de fiind persoană juridică, nu poate să facă mai nimic. Noi nu forțăm lucrurile absolut deloc, decât faptul că dorim să ținem lumânarea prinsă numai decât foc aprins, pentru că eu cred că așa puțin în poziția în momentul 99, nu era mai și în calitatea de nemembru al Partidului Comunist, aveam un traiect, puteam să am un traiect avantajos în cadrul PSN-ului, unde eram și în conducerea PSN-ului, cel puțin la nivelul sectorului de, unde eram membru al comitetului. Dar am renunțat pentru că mă simțeam comunist și ziceam fals și mă gândeam că va fi într-o zi o adunare și scădere și totul se va pune pe cântare. Momentul încă nu a venit, dar eu sunt același, am preferat să rămân pe taxiul, să rămân pe taxiul permanent, tocmai ca să fiu mijlocul. Așa, la nivelul, să văd lumea la nivelul străzii. Am fost în mijlocul evenimentului cu taxiul când am fost vineriat, cu oameni în mașină care se dorea să-i scoată cu mașină, că erau cam bruneți, și i-am salvat în sensul că le-am spus să nu se lege, că sunt copiii mei. Mă rog, m-au scăpat, era acolo, chiar la Hanuman, acolo, știți, erau răbășeară, dar să n-am chestii de mine aceea. Dar eu am înțeles evenimentele, așa cum le-am înțeles eu, și n-am văzut nicăieri un punct de vedere asemănător cu oamenii. A fost o răbușnire a organelor statului, care au dorit să revină pe poziții. Cine știe în momentul acelea, ne-a să știți foarte bine, cine știe, ne-a să se mai întâmplă, că milițienii, cei care trebuia să redistribuie ordinea publică, mergeau pe stradă însoțiți de gărzi patriotice sau de armată, cu arma în mână, pentru că erau pur și simplu umiliți de către vorfașii care erau pe stradă. Aș vrea să revenim un pic la film, că putea asta da. Pentru acest da. Și aș vrea să-l întreb pe pe regizor de la asta. Despre documentarul ăsta care, să zicem, istoric, care este, care poate fi considerat cu ușurință un document de la urmă. Dacă v-ați gândit la un anumit public atunci când v-ați făcut, sau dacă vă gândiți la un anumit segment. Pentru mine e important ca și cei care încă se gândesc la comunism ca o alternativă, e important să-l vadă. Și la fel de important este și pentru cei care nu au avut idee despre ceea ce a însemnat acea perioadă, cât așa ar fi auzit de la părinți, în cărțile din istorie, să aibă o, să zic așa, o mică fereastră în ce reprezenta, poate, în anumită, într-o anumită măsură, acel univers. Că, în timp, nu mai putem întoarce să le arătăm, dar putem să le arătăm cum este văzut de, să zicem, comuniști, acea, cum este văzut acea perioadă. Dacă v-ați răspândit între timp și aveți întrebări, o singură întrebare, domnul Petre, da? Aveți un părere? Ce vârstă avea de la Mușca? 13. Păi, dacă rămâne pe domnul Cestiu comunismului, aș vrea să mă închei pe perioada 5-10.
așa se proiecție.